ONU susține legalizarea pedofiliei. Un raport realizat de experți ONU susține că relațiile sexuale cu minori pot fi consensuale chiar dacă victima nu a împlinit vârsta minimă pentru consimțământul sexual. Comisia Internațională a Juriștilor de la Geneva, împreună cu Programul ONU pentru Combaterea HIV, SIDA, și cu un altul comisariat ONU pentru Drepturile Omului, au cerut dezincriminarea pedofiliei într-un raport publicat de Ziua Femeii principiile de 8 martie pentru o abordare bazată pe drepturile omului în materie de drept penal care interzice comportamentele sexuale asociate cu sexul, reproducerea, consumul de droguri, HIV, lipsa de adăpost și sărăcia. Documentul cere ca infracțiunile legate de toate domeniile enumerate mai sus să fie dezincriminate, inclusiv relațiile sexuale cu minori. Raportul susține Comportamentele sexuale implicând persoane aflate sub vârsta minimă a consimțământului sexual pentru întreținerea relațiilor sexuale prescrisă la nivel național pot fi consensuale de fapt, dacă nu de drept. Drept urmare, documentul experților juridici internaționali sugerează că avocații, judecătorii și poliția ar trebui să țină cont de drepturile și capacitățile persoanelor cu vârste mai mici de 18 ani de a lua decizii privind implicarea într-un comportament sexual consensual și dreptul lor de a fi ascultate în problemele care le privesc. Și raportul continuă. În funcție de capacitățile lor evolutive și de autonomia lor progresivă, persoanele sub 18 ani ar trebui să ia parte la decizii care le privesc, ținând cont în mod corespunzător de vârsta lor, de maturitatea lor și de interesul lor superior, acordând o atenție deosebită garanțiilor de nediscriminare. Într-un comunicat de presă care a însuțit raportul, Ian Seiderman, director al Comisiei Internaționale a Juriștilor de la Geneva, afirmă. Legea penală se numără printre instrumentele cele mai dure pe care Senatul le are la dispoziție împotriva indivizilor. De aceea, ea ar trebui să fie o măsură de ultimă instanță, deși la nivel global există o tendință tot mai puternică pentru supraincriminare. Și Siderman adaugă, trebuie să recunoaștem că aceste legi nu doar că încalcă drepturile omului, ci și însăși principiile fundamentale ale legii penale. Dincolo de păsărească juridică, lucrurile sunt clare. Pedofilia este supraincriminată. De aceea, susțin experții în numele drepturilor omului, ea trebuie să fie dezincriminată. Relatează activnews.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro